Bună, dragii mei! Eu sunt Ramona, iar astăzi vreau să vă povestesc câte ceva despre hărți, atlas și continente. Mickey Mouse, Mini, Donald, Daisy, Goofy și Pluto te vor însoți într-o călătorie plină de aventuri în lumea cunoașterii, în care vom descoperi secretele științei și ale naturii, lumea în care trăim, trecutul și multe alte lucruri. Poftim la bord și călătorie plăcută! Introducere în Atlas. Șapte continente, mii de insule, mai mult de 190 de țări și totul pe o hartă geografică. Hărțile, imagini ale lumii fascinante și bogate în informații, care ne spun unde se găsește un loc anume sau la ce trebuie să te aștepți când ajungi acolo. Hărțile geografice sunt fără îndoială cele mai utile reprezentări ale lumii. Descriu lumea naturală, alcătuită din deșerturi, râuri și munți, și ne ajută să înțelegem cum trăiesc oamenii, dacă aceștia locuiesc în orașe aglomerate sau pe câmpii întinse. Hărțile geografice reprezintă un fel de portret al suprafețelor terestre desenat din cer. Cu imagini clare și simple, astfel încât să fie citite cu ușurință. În trecut, acestea erau desenate după ce se efectuau măsurători precise, fie pe mare, fie pe uscat, în timp ce astăzi se obțin cu ajutorul fotografiilor făcute din aer sau din spațiu. Aproape trei sferturi dintre suprafața Terei sunt acoperite de apă. Reprezentarea cartografică a lumii mai exactă este globul, care reproduce forma adevărată a Pământului. Pentru a reprezenta lumea în plan, pe hârtie, globul trebuie turtit. Tăierea globului în fâșii te va ajuta să înțelegi cum sunt realizate hărțile geografice. Cele șapte continente Haideți să le spunem împreună, da? 1. America de Nord. 2. America de Sud. 3. Africa. 4. Europa. 5. Asia. 6. Oceania. 7. Și ultima. Antarctica. Felicitări! Gata, le-ați și învățat! Lumea este împărțită în 7 blocuri de pământ. Dintre care cel mai mare este Asia, și cel mai mic Oceania. Și Antarctica este un continent. Substratul gros de gheață se află, de fapt, pământ. Și haideți să zicem împreună continentul în care locuim noi. La 3. 1, 2, 3. Europa! Bravo! Și haideți să continuăm despre longitudine și latitudine. Cartografii împart lumea folosind o serie de linii. Unele, meridianele, unesc polul nord cu polul sud și se folosesc pentru calcularea longitudinii. Altele, paralelele, pornesc de la vest la est și sunt folosite pentru a calcula latitudinea. Paralela centrală este ecuatorul. Lumea. În lume există peste 190 de state, diferite prin formă, dimensiuni, climă, limbă, religie și mod de viață. Cel mai mare stat este Rusia, urmat de Canada și de China. Unele dintre cele mai mici, precum insula Nauru, din Oceanul Pacific, sunt mici petice de pământ. Cele patru oceane le știți, da? Pacific, Atlantic, Indian, Arctic sunt întinderi enorme de apă sărată împărțite în mai multe mări mici, precum Marea Caraibilor, care face parte din Oceanul Atlantic. Citirea hărților, roza vânturilor, care indică nordul, sudul, estul și vestul, ne ajută să stabilim direcția, în timp ce scara grafică, care menționează câți kilometri reprezintă segmentul ales ca unitate de măsură pe hartă, ajută la calcularea dimensiunilor unei zone. Haideți să ne gândim la o călătorie în jurul lumii, să zicem, din România. Poți călători către Europa de Nord și apoi către vest. Vei cunoaște Asia, Orientul Mijlociu, Africa, America de Nord și de Sud și, în cele din urmă, Oceania și regiunile polare. Italia. Italia este o peninsulă îngustă și lungă, ce se întinde de la nord la sud pe 1269 km. Înconjurată din trei părți de mări, Ligurică, Tireniană, Ionică și Adriatică, include cele două insule principale din Marea Mediterană, Sicilia și Sardinia. Alpii în nord și Apeninii de-a lungul peninsulei sunt cele două lanțuri muntoase principale din teritoriu. Europa de Nord Europa de Nord este alcătuită în cea mai mare parte din peninsula scandinavă, dar cuprinde și Finlanda în est, Danemarca în sud și Islanda în nordul Oceanului Atlantic. Nordul extrem depășește cercul polar-arctic. Unde iarna e întuneric toată ziua, iar vara, soarele, nu apare niciodată. De aceea este numită Țara Soarelui de la miezul nopții. Dimensiunile statelor din Europa de Nord le vedeți afișat pe ecran, suprafața fiecăruia: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Acestea sunt suprafețele lor. Europa de Vest și Centrală. Timp de secole, această parte a Europei a fost una din regiunile cele mai avansate din punct de vedere economic și tehnic, sediul primelor industrii moderne din lume. Solul fertil și clima blândă și umedă au facilitat dezvoltarea creșterii animalelor și producției de lactate, dar și a culturilor de cereale și cartofi. Dimensiunile statelor din Europa de Vest și Centrală le aveți afișate pe ecran. Europa de Est. Cea mai mare parte din Europa de Est este alcătuită dintr-o câmpie enormă, odată acoperită de păduri, în prezent despădurită pentru a obține terenuri cultivabile cu grâu, porumb, sfeclă de zahăr și cartofi. În sud, în jurul Mării Mediterane și al Mării Negre, clima estivală foarte caldă. Face ca zonele litorale să devină renumite destinații de călătorie. În schimb, în nord, verile sunt mai calde, dar iernile foarte aspre. Dimensiunile statelor din Europa de Est sunt afișate pe ecran, și printre care, observați că suntem și noi, România. Suprafața este de. 238.391 km pătrați. Trandafirii sunt cultivați pentru a obține parfumuri și arome alimentare. Rusia Rusia este cea mai mare țară din lume. Ocupă o treime din Asia și o treime din Europa. Cea mai mare parte din Rusia asiatică, o enormă întindere de păduri și mlaștini acoperite de zăpadă și gheață, o mare parte din an, se numește Siberia. Mai la sud de-a lungul căii ferate transiberiene, se ivesc orașe mari, centre ale industriei siderurgice, mecanice, chimice și pentru procesarea cărbunelui timp de aproximativ 70 de ani, Rusia a fost centrul Uniunii Sovietice. Dimensiunile statului Rusia Suprafață 17.075.400 km pătrați. Foarte mult! Regiunea Chinei China este o națiune enormă, Principalele orașe moderne se află în est, aproape de coastă. Dimensiunile statelor le aveți afișate pe ecran. Japonia. La est de China și Coreea se află patru mari insule cu climă temperată în nord și subtropicală în sud. Împreună cu alte 3.000 de insule mai mici, formează Japonia una din cele mai avansate țări din punct de vedere tehnologic. Multe ramuri ale industriei japoneze care produc automobile, jocuri video, aparate foto și alte aparate electronice sofisticate au filiale în diferite țări ale lumii. Teritoriul Japoniei este afectat de frecvente cu tremure. Tokyo, unul din cele mai mari orașe din lume, are peste 12 milioane de locuitori. Suprafața Japoniei este de 372.824 km pătrați. Asia de sud-est. În această zonă se află o peninsulă îngustă, insule vaste precum Sumatra, Borneo și Noua Guinee și în jur de 20.000 de insule mici. Clima caldă și umedă cu ploi intense favorizează cultivarea orezului, a fructelor exotice, a ceaiului, cafelei, trestiei de zahăr și măslinului. Dimensiunile statelor Le aveți afișate pe ecran, suprafețele fiecăruia. Africa de Nord, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia și Egipt se află în Africa de Nord și sunt în mare parte ocupate de Sahara, regiunea deșertică cea mai mare și cea mai călduroasă din lume. Coastele Africii de vest, din Senegal până în Nigeria, sunt mai ploioase. Africa Centrală. Africa Centrală, traversată de ecuator, are o climă tropicală cu ploi intense și temperaturi ridicate. Alternează pădurile dese, văile largi, udate de râuri și platouri. În Africa de Est, în special în Kenya și Tanzania, există numeroase parcuri protejate în care trăiesc animale sălbatice, precum lei, rinoceri, girafe, hipopotani și gazele regiunea produce lemn, cupru și alte materiale de export. Canada Canada este cel de-al doilea stat din lume ca suprafață, după Rusia. În raport cu vecinul său sudic, Statele Unite are mai puțin locuitori, care trăiesc în special în orașele din lungul graniței cu Statele Unite. Insulele din nordul extrem, locuite de eschimoși sau inuiți, depășesc cercul polar arctic. Mai la sud, în schimb, tundra vastă cedează locul suprafețelor enorme, deluroase, acoperite de păduri. În toată Canada, chiar și în provinciile din sud, cu cea mai blândă climă, iarna este lungă și aspră. Suprafața Canadei este aproape de 10 milioane kilometri pătrați, mai exact 9.984.670 km pătrați. Statele Unite ale Americii sau SUA este cea de-a patra țară ca mărime din lume și una dintre cele mai bogate. Acoperă o suprafață egală cu o treime de circumferința terestră și include și enormul stat Alaska, ce se află în nord-vest, la granița cu Canada. SUA este compusă din 50 de state, dintre care al 50-lea, Hawaii, se află în Oceanul Pacific. Suprafața este de 9.372.614 km2. America Centrală. Spectaculosul lanț muntos Sierra Madre caracterizează o parte din peisajul Mexicului, pe ale cărui câmpii fertile se cultivă cereale, cafea și bumbac, în timp ce în regiunile aride din nord se practică creșterea animalelor în ferme. În gusta fâșie de pământ care unește Mexicul de America de Sud se numește America Centrală. În această regiune se găsesc vulcani și munți acoperiți de păduri tropicale dese. Dimensiunile statelor le aveți afișate pe ecran. Nordul Americii de Sud. America de Sud este traversată de Amazon, al doilea fluviu ca lungime și primul ca debit, volum de apă. Fluviul străbate pădurea ecuatorială care acoperă o jumătate din Brazilia și unde trăiesc mii de specii de plante și de animale. Munții Anzi se întind de-a lungul coastei de vest, La Paz fiind capitala aflată la cea mai mare altitudine din lume. Dimensiunile statelor este afișată pe ecran. Australia. Australia este o insulă mare și bogată, dar slab populată. Orașele principale se află în apropierea coastei, deoarece partea centrală a țării este ocupată de un deșert arzător. Între deșertul și coastă se află, în schimb, vaste zone agricole, denumite Outback, unde se cresc milioane de oi și vite. În sud se cultivă cereale și viță de vie și în multe regiuni din țară se extrag cărbuni, fieri, aur și diamante. Dimensiunile statului Australia, suprafața, 7.703.429 km Insulele din Pacific. Pacificul este înțesat de mii de insule, nu toate locuite, multe apărute în urma activității vulcanice de pe fundul mării. Locuitorii trăiesc mai mult din pescuit, cultivarea legumelor și comerț. Pe unele insule se extrag minerale și se cultivă cocotieri, bananieri, palmieri de avocado și vanilie. Dimensiunile insulelor din Pacific. Suprafața totală a uscatului, 90.650 km pătrați, iar suprafața totală a mării, numai puțin de 51.800.000 km pătrați. Antarctica pe perioada iernii, mările din jurul Antarcticii îngheață, dublând suprafața acesteia. Icebergurile sunt blocuri enorme de gheață, din care cea mai mare parte se află sub apă, care s-au desprins dintr-un ghețar și care plutesc pe mare. Dimensiunile statului Antarctica, suprafața 14 milioane kilometri pătrați, Greolanda, suprafața 2 milioane kilometri pătrați, iar Oceanul Arctic, suprafață 14 milioane kilometri pătrați. Aici închei. Vă mulțumesc că m-ați vizionat până la sfârșit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați. Eu am fost Ramona. Pe data viitoare.